Salutare tuturor, Emil aici de la Electroprofesional. Am fost din nou solicitat la o mică intervenție și am găsit un tablou de tablou. Nu, cum nu se poate mai bun. Deci, e făcut muci. La o primă observație, conductoarele nu par a fi toate arse, ci mai degrabă afumate. Ceva a ars într-adevăr, dar trebuie demontat și văzut exact ce. Da, uitați în ce situație se ajunge de la execuții ale amatorilor și fără simț de răspundere. Ăsta trebuie schimbat. O să vedem ce este de făcut mai departe și revenim cu update. Și am revenit cu un mic update. Ce s-a întâmplat de fapt? Conductorii care pleacă în instalație nu sunt afectați. Cu o excepție extrem de mică, am văzut un punct pe unul dintre ele, dar nu sunt afectați și sunt în regulă. Nu o să mai există aceste conexiuni la montajul noului tablou. Și o să introduc conductoarele direct în siguranță. Coloana de alimentare a fost legată cupru cu aluminiu. Și uitați ce s-a întâmplat. La un pas de un incendiu. Așa că, pentru cei care leagă cupru cu aluminiu, v-ar prinde bine să nu mai faceți și să folosiți cleme speciale pentru așa ceva. Revenim. Da, și am finalizat tablouașul. Am verificat cu atenție conductorii sunt în stare perfectă. Nu mai există nicio năditură. Conductorii sunt introduși direct în protecții. Asta este protecția pentru iluminat. Am pus ambii conductori deoarece unul dintre ele este doar lampa din hol. Și nu avea niciun sens să pui o lampă pe o siguranță. Cam așa ne-a ieșit. Ăsta e tabloul ce l-am avut prin mașină. A trebuit să-l facem repede. Este în regim de urgență executat, dar este în stare foarte bună. Avem un C32 pe general, magnetotermic, un diferențial de 63 de amperi RCCB, 2B10, 2B16. Și cam așa am soluționat această mică situație. Până una alta, ne vedem la filmulețul următor.